Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Radu Anghel și vă spun bun găsit și astăzi, 17 iulie, la Regiunea în Obiectiv. O zi mohorâtă din toate punctele de vedere, aș spune, nu tocmai veselă, dat fiind faptul că aici, în vestul Clujului, plouă, în cartierul Grigorescu, de unde emitem. M-aș bucura să aflu că în alte zone nu e chiar așa de mohorâtă vremea și nu plouă mocănește, dar mai mult decât atât și numărul de infectați cu coronavirus de astăzi, 800, ca să fiu foarte exact, 799, nu îmi dă deloc acea stare de bună dispoziție și mi-aduc aminte că în emisiunea de miercuri l-ați auzit și dumneavoastră pe epidemiologul Molnar Ghezo, care spunea să nu ne așteptăm în următoarele 2-3 săptămâni la lucruri mult mai bune. Nici nu sunt. Dar revenind la temele emisiunii de astăzi, am să vi le prezint pe scurt, iar apoi vom intra în discuții cu invitații, cu primii doi invitați. Prima temă, o expoziție extrem de interesantă care ține de aviație, de aeronautică, de tot ceea ce înseamnă aripi. Vor fi alături de mine doi dintre invitați, vi voi prezenta imediat. Apoi, cea de doua parte a emisiunii, Mircea Groza, binecunoscutul blogger culinar și prietenul meu, este cel care se ocupă de mulți ani să descopere și apoi să promoveze rețete tradiționale din zona lui de influență, să spun așa, județul Sălaj. Și în ultima parte a emisiunii vorbim despre felul în care evoluează sau nu piața imobiliară. E momentul la care, într-un an obișnuit, nu 2020, studenții își caută cazări pentru anul care urmează. E bine, acum se știe, mulți dintre angajați lucrează de acasă, iar, așa cum spuneam, învățământul nu se știe exact cum se va desfășura începând din septembrie. Vom afla amănunte interesante și despre acest subiect, dar deocamdată revenim la primul dintre ele. Alături de mine, domnul comandor de aviație în rezervă, Laurențiu Buzenchi, președintele Asociației Române pentru Propagandă și pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii Cluj. Bună ziua, domnule comandor! Bună ziua! Și alături de dânsul este și David Cicio, directorul general al Aeroportului Internațional Avram Iancu, Cluj-Napoca. Bună ziua și dumneavoastră! Bună ziua! Și mă bucur că suntem împreună, chiar dacă doar prin intermediul tehnicii. Așadar, am amintit de o expoziție, domnule Buzenchi, și cred că am să fac cel mai bun lucru dându-vă cuvântul. A fost la ora apropiată, așa că vă las pe dumneavoastră să ne spuneți ce s-a întâmplat la aeroport, locul de organizare. La aeroport am organizat o aniversare a 110 ani a pionierilor aviației române, respectiv Aurel Blaicu și Henri Coandă, cu prilejul Zilei Naționale a Aviației Române și a Forțelor Aeriene. Am organizat această expoziție cu această aniversare pentru că pe 17 iunie s-au împlinit 110 ani de la primul zbor cu un avion de producție, concepție și realizare și pilotat de un român, Aurel Blaicu. Și în decembrie s-ar împlini 110 ani, pe 16 decembrie, Henri Coandă a participat la un salon internațional de aeronautică de la Paris, unde și-a prezentat acel avion revoluționar de-a dreptul cu un motor cu putere reactivă. Da, știu, mă rog, nu sunt eu foarte bine informat în domeniu, dar am citit la un moment dat legat de Henri Coandă, nu foarte mulți îi recunosc meritele acum. Acum nu foarte mulți îi recunosc dintre cei contemporani. Exact, contemporani, exact, la ei mă refer. Contemporanii lui au apreciat asta, inclusiv Eiffel, cel care a construit celebrul tur din Paris, Gustave Eiffel l-a admirat și a spus că s-a născut cu 30-50 de ani înainte această idee a lui de a crea un asemenea motor cu propulsie reactivă. Da. Așa încât, sigur, vorbe există peste tot și da. Așa. Știu că au fost prezentate și o serie de fotografii legate de evoluția Aeroportului Internațional Cluj-Napoca. Da. Am prezentat chiar o linie de imagini, de patru imagini, de la terenul de aterizare fotografiat de o fotografie aeriană, când de fapt erau numai niște barăci, apoi acea, să zicem,
acel aeroport, clădiri dintre cele două războaie mondiale, formă aeroportul care s-a construit în anii 50 și apoi noul aeroport modern, care acum este fala Transilvaniei. Așa este. Și pentru că domnul David Ciceu, director general al aeroportului, este alături de noi, am să-l întreb cum a văzut dânsul această evoluție, mai ales că mi-aduc aminte, ne întâlneam într-o emisiune acum mulți, mulți ani și nu-mi venea să cred atunci când dumneavoastră îmi spuneați mie, moderator al unei emisiuni matinale, că la un moment dat vom ajunge și nu foarte departe în timp să decolăm de pe Cluj către, chiar și către continentul american. Ei, încă nu s-a realizat acest lucru, dar cum vedeți evoluția aeroportului în timp? Evoluția a fost extraordinar de bună, a fost un efort imens. Dacă în 1996 erau 32.000 de pasageri și era cel mai slab aeroport al României, am ajuns anul trecut să avem aproape 3 milioane de pasageri. Este un aeroport regional modern, apreciat pe plan internațional. Avem potențial în continuare, din păcate, datorită pandemiei, da, care a afectat întreaga lume, a scăzut dramatic traficul. S-au reluat anumite zboruri, dar să știți că gradul de încărcare este mic. Ne așteptăm ca în luna iulie 2020 să avem cam 15% din traficul din iulie 2019. Gestionăm această criză cu succes pentru că avem sprijinul tuturor angajaților, avem o situație financiară stabilă, deși a scăzut traficul și pe la 98%, cel puțin în lunile aprilie și mai. Dar există potențial, s-au amânat aceste proiecte de a extinde pista, de a avea legături directe intercontinentale, nu am renunțat la ele, doar s-au amânat. Da, și pentru că aveți foarte multe legături cu colegii, cu omologii dumneavoastră din străinătate, care este situația în Europa? La fel de gravă, aș spune? Da, este la fel de gravă. În toată Europa a scăzut cu peste 90%. În momentul de față avem foarte des ședințe de bord european, consultări cu colegii pe plan european, ședințe cu directorii aeroporturilor din România. Noi considerăm că se va relua. Să știți că ne trebuie 3 sau 4 ani ca să revenim la nivelul din anul 2019. Dorim, considerăm că totuși se justifică redeschiderea traficului cu cât mai multe țări. Din păcate, acum unele țări ne impun restricții, exact, și s-a suspendat din nou zborul către Austria. Compania Wizz Air avea un zbor Cluj-Viena. Da. Solicităm în continuare deschiderea zborului spre Turcia. Din Ungaria sunt zboruri spre Turcia. Turkish ar dori să reia zborurile regulate Cluj-Istanbul și, de asemenea, pentru Antalya este o cerere foarte mare. Au început zborurile turistice, bineînțeles că sunt la un nivel mult mai scăzut față de anul trecut, dar este important că au început. Legat de istorie, ce spunea domnul comandor Laurențiu Buzenchi și aeroportul Cluj, primul zbor a fost în 1917 pe actualul amplasament și cu mândrie anunțăm că anul acesta aeroportul are 103 ani. Da. Mulți înainte, mulți și o dezvoltare cât mai rapidă spre... Și o revenire, cred că ar trebui să spun, o revenire cât mai rapidă, în primul și în primul rând, la nivelul anului trecut. Domnule comandor, spuneți-mi, vă rog, această asociație pe care, mă rog, filiala Cluj pe care o conduceți, Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii, cu ce se ocupă ea sau ce își propune să facă începând din 2013, atunci când am înțeles că a fost înființată? Am avut câteva obiective, le-am numit noi strategice. În primul rând, ne-am dorit un muzeu aeronautic al Transilvaniei aici la Cluj și un monument închinat escadrilei din ceruri. Din păcate, avem multe piedici din acest punct de vedere, dar pe care sperăm să le depășim. În același timp, ne-am propus ca să o ridicăm și să o aducem în atenția opiniei publice pe Smaranda Brăiescu. Da. I-am și construit un monument în cimitirul central. De asemenea, am editat cărți, albumul Aurel Vlaicu, Aviația Clujană. Am contribuit la apariția altor cărți de specialitate. Susținem expuneri în licee și școli cu donație de carte la copiii meritoși.
Organizăm simpozioane. Am participat împreună cu studioul cinematografic al Armatei la realizarea unor filme documentare, care două dintre ele au fost premiate internațional. Avem o activitate foarte densă și absolut meritoriu pentru aeroport și pentru domnul director Ciciu este faptul că avem această colaborare din anul înființării și estimăm că din cei aproximativ 10 milioane de pasageri care au trecut în acest interval de timp, pentru că noi avem o expoziție permanentă acolo, spațiu pus la dispoziție prin amabilitatea aeroportului, dacă 10% au vizitat expozițiile noastre, atunci avem peste 1 milion de oameni care au văzut ce înseamnă aviația română, personalitățile aviației române, realizările ei excepționale. Și am să vă întreb, pentru că v-ați vorbit și de școli și despre donații, cât de atrași sunt tinerii de acest domeniu în care dumneavoastră ați activat mulți ani și în continuare cred că inima vă este tot acolo, la zbor? Este foarte adevărat. Vreau să vă spun că numai în anul care a... Da, cred că avem probleme cu legătura cu domnul Buzenchi. Rog regia să-mi confirme. Cred că așa este. Am rămas... Acum da. Vă rog să reluați, domnule comandor. Da. Vreau să vă spun că numai în anul trecut peste 3.000 de copii au asistat la aceste expuneri ale noastre în școli și licee. Am organizat și un concurs de desene Zborul în vis frumos și toți copiii care au participat, peste 100 de copii au participat la acest concurs, au primit cadou o carte, o diplomă, iar cei meritoși au primit și premii în bani. Acele două categorii de vârstă, clasele 5-8, 9-12. Și să știți că sunt foarte receptivi. Am fost și cu machete, le-am explicat ce înseamnă un avion, cum se creează forța portantă și așa mai departe. Și există mare interes. Iar noi considerăm că această activitate a noastră încearcă să dezvolte acel patriotism care este necesar pentru fiecare dintre noi și o recunoaștere a valorilor naționale și dezvoltarea mândriei naționale pe acest temei. Da, într-adevăr, dezvoltarea mândriei naționale. Sper că mai există așa ceva, pentru că mai nou tot timpul auzim lucruri nu foarte bune rostite chiar de către români. Domnule Ciceu, ce credeți în situația actuală? Sunt convins că vă interesați și dumneavoastră prin sursele pe care le aveți. Ce credeți, când își va reveni această piață a zborurilor, a călătoriilor? Durează. După cum am menționat anterior, cam 3-4 ani până vom ajunge din nou la traficul din 2019. Pot să vă spun că transportul aerian este sigur. În aeroport s-au luat absolut toate măsurile necesare. În avion, de asemenea, este obligatoriu să pasagerii să poarte măști. Nu este distanțare socială în avion, doar sigur. În aeroport. Pasagerii sunt obligați să poarte mască de la intrare până la finalul călătoriei. Lucrăm pentru asta. Revenind la expoziția de astăzi, aș vrea să felicit pe domnul comandor Laurențiu Buzenchi, colegii dânsului. Dânsii realizează o promovare extraordinară a valorilor românești. Ați pomenit înainte că nu sunt foarte cunoscuți pe plan internațional. Exact. Sunt, dar aveți dreptate. Mai avem de lucru toți împreună în acest sens. Aș vrea să fac o comparație. Cred că multă lume cunoaște. Domnul Roland Garros a fost unul din pionerii aviației în aceeași perioadă ca și Henry Coandă, ca și Aurel Vlaicu. Meritele lui Henry Coandă și Aurel Vlaicu nu sunt cu nimic mai prejos decât meritele lui Roland Garros. Roland Garros este cunoscut în toată lumea, în primul rând, datorită arenei de tenis. Dar... noi, toți românii, toate instituțiile, cred că am putea face mai mult pentru promovarea acestor eroi români și pioneri ai aviației. Da, chiar, domnule Buzenchi, domnule Ciceu, haideți să vedem ca o scurtă lecție de istorie. Cine a fost Aurel Vlaicu? Pentru cei care poate n-au auzit deloc despre această personalitate și poate au în minte doar acel bulevard la ieșirea din Cluj. Trebuie să vă spun că a fost o personalitate polivalentă. El și-a făcut, de exemplu, și-a pus un motor pe o
bicicletă, bicicletă care se află în muzeul de la Bințiți, astăzi Aurel Blaicu, și cu ea a venit de la München, unde și-a definitivat studiile. El a lucrat la Opel, a pus la punct o mașină care a câștigat o cursă auto. A făcut un tub care vibra foarte bine la vechile patefoane și a fost foarte performant, iar brevetele lui de invenție au fost însușite de alții. Sigur, s-a realizat în principal în aviație cu o construcție foarte robustă și foarte versatilă. De aceea, la concursul de la Aspen, a și câștigat 4 premii întâi și s-a prezentat cu avionul propriu. Deci este o mare personalitate și un suflet mare. De altfel, și încheierea vieții lui scurte, doar de 31 de ani, s-a produs când el a vrut, printr-un zbor, să lege spiritual România de Transilvania, prin acest zbor simbolic, și, din păcate, s-a soldat cu o catastrofă aeriană la Bănești, acolo unde are el un monument. Deci o mare personalitate a aviației române și, eu zic, și mondiale. Iar Traian Vuia, când s-au întâlnit la Paris și au schimbat opinii vis-a-vis de puterea motorului cu care să-și echipeze avionul, i-a spus: dragă Aurele, hotărăște-te. Ori faci construcții de avioane, ori proiectezi, ori pilotezi, pentru că altfel îți ruinezi sănătatea. Și așa a și fost. Așa a și fost. Ați spus-o dumneavoastră, urma să o spun eu, multe dintre meritele acestei personalități aviatice românești nu au fost recunoscute. Ați spus-o deja dumneavoastră, nu mai insist eu. Iar în ceea ce îl privește pe Henri Coandă? Henri Coandă are peste 700 de brevete de invenție, peste 2600 de inovații. Preocupările lui au fost atât de vaste încât greu poate fi cuprins într-o scurtă relatare, de la avionul cu propulsie reactivă și până la director. La 26 de ani a fost directorul la fabrica de avioane Bristol și a făcut celebrele avioane Bristol Coandă, primul care le-a realizat, a și câștigat un concurs internațional. A făcut un tun fără recul pe un avion bombardier francez cu două motoare, care el spunea la un moment dat că de fapt a anticipat apariția avionului Caravelle. A făcut construcții bois beton, a făcut un amalgam, pentru că era mare penurie de fier în războiul întâi mondial, și atunci a găsit soluții să facă acest amestec de beton cu rumeguș foarte rezistent. A făcut cisterne pe vagoane, a făcut construcții civile, a și primit un premiu din partea municipalității Parisului. A făcut un sistem de tren pe pernă magnetică. A conceput un transport prin tub vidat, care să, într-o parte, se creează depresiune, într-o parte presiune, care să deplaseze cu 500 de km pe oră. Acum sunt preocupări de acest gen și mă bucur că și un tânăr român face parte din acest colectiv care în Statele Unite studiază această posibilitate. Deci o imensitate, o mare personalitate, un inginer de talie mondială. Da, și chiar mă bucur că am auzit aceste lucruri. Domnule director Ciceu, legat, acum o să vorbesc cu dumneavoastră din calitatea pe care o aveți de președinte al Asociației Aeroporturilor din România. Cum este privită România în exterior, în Europa, în America, legat de profesionalismul nostru pe de o parte, dar și de infrastructura pe care o avem în România, pe aeroporturile care sunt cunoscute și care operează? Ce privește aviația, este foarte bine privită. Avem specialiști de renume. Să știți că foarte mulți piloți, ingineri de aviație, control de trafic sunt în Canada, în Statele Unite, la Bruxelles, în foarte multe organisme internaționale, și este recunoscut profesionalismul specialiștilor români. În ce privește infrastructura, facem eforturi în continuare pentru dezvoltare.
Suntem, din păcate, singura țară din Europa care nu au făcut nimic să dezvoltăm transportul intermodal, să ne legăm de calea ferată. În acest moment, Helicoane Otopeni este mai avansat. Să știți că toate aeroporturile au luat fonduri europene pentru asta. O să luptăm în continuare să luăm fonduri europene. Ce este foarte important în perioada următoare? Reducerea emisiilor de carbon, unde toate aeroporturile ne-am angajat și noi ca până în 2050 să avem zero reducere emisii de carbon. Este foarte important și pentru că se vor acorda foarte multe fonduri europene în perioada următoare. Și să știți că este important pentru întreaga societate. Încălzirea globală și efectele sunt deja se cunosc și atunci, ca să nu ajungem într-o situație de urgență, la fel cum se întâmplă cu această pandemie, atunci toți trebuie să luăm măsuri pentru reducerea emisiilor de carbon. Altfel, s-ar putea să devină urgență la fel ca acest coronavirus. Categoric, sigur că da. Domnule Buzenchi, ultima întrebare legat de perioada în care poate fi vizitată această expoziție, asta mai ales pentru cei care ajung la aeroport. Expoziția este în spațiu între cele două terminale de pasageri. Ea poate fi vizitată până la începutul lui decembrie. Sperăm să fie accesul permis pe măsură ce restricțiile impuse se diminuează. Acolo, la expoziție, sunt și cele patru machete ale avionului Aurel Blaicu și avionul Coandă 1910. În decembrie intenționăm să organizăm o expoziție împreună cu aeroportul, cu compania LOT, cu reprezentanții aeroportului din Varșovia, cu Institutul Cultural secția Polonez, secția de la Cluj și cu consulatul. Asta în ideea că s-au împlinit anul trecut 100 de ani de relații diplomatice cu Polonia. Am înțeles. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră și vă doresc o după-amiază plăcută. Stimați telespectatori, rămânem împreună pentru că urmează întâlnirea, așa cum vă spuneam, întâlnirea cu Mircea Groza. Și ce reportaj mai bun puteam să punem aici în emisiune pentru a despărți această, să-i despărțim pe invitați, decât o ciulama de gălbiori. Astăzi am început să gătim în Apuseni. Am cules ciuperci, facem o rețetă cum să poate mai neaușă, mai rămânească de ciulama de ciuperci. Am pus un ceaun aici pe foc, în care o să pun puțin ulei. Nu mult. Puțin ulei. Peste ulei punem niște ceapă. Nu spun, ceapa asta e ceapă albă uscată. Dar în sezonul de ceapă verde merge foarte bine pusă și ceapă verde. Și încă cu cozile tăiate, niciun fel de problemă. Ia uite-l. Minunat. Așa. Prăjim ceapă în ulei. Amestecăm tot timpul în ea. O șmecherie pe care trebuie să o cunoașteți dacă vreți să gătiți bine. La ciulamau de ciuperci prăjim ceapa, după care băgăm ciupercile. Multă lume când bagă ciupercile bagă apă. Greșit. Se bagă ciuperca și sare. Practic se sotează. Ciuperca, în momentul când am băgat sare și am băgat-o în ceaun peste ceapă, lasă apă. Ea are foarte multă apă în componență. Nu băgați niciodată apă. Se pun ciupercile pur și simplu și se sărează. Și o să lase apă mai mult decât suficientă. Bun. Ceea ce folosim noi astăzi sunt gălbiorii. O ciupercă specifică apusenilor, dar nu numai apusenilor, se găsește în alunți. Dar mai cu seamă în apuseni se găsesc. În orice caz, gălbiorul, din punctul meu de vedere, este o ciupercă care are o consistență, adică e o ciupercă tare,
nu se pierde mâncare, nu se fleșcăie și extrem de aromată. Între timp, amestec smântână foarte grasă cu făina. Bun, ca să băgăm sosul de pe care l-am făcut din smântână amestecat cu făină, se ia de pe foc, pentru că făina, dacă lăsăm pe foc mare, o să coaguleze automat și nu vrem treaba asta. Nu vrem, da? Am pus-o aici, o amestecăm. Doamne ferește să coaguleze făina, o amestecăm și îl punem înapoi pe foc. Acum așteptăm un pic, dacă bolborosește, puțin, un minut. Făina se îngroașe, neconsistența și după ce am luat-o de pe foc, iacă-t-o aici, băgăm plantele aromatice. Mărarul cu pătrunjelul, nu le băgăm să se fiarbă acolo. Ele, la temperatura asta pe care o are ciulamaua, își dau drumul la aromă și rămân verzi. Rămân verzi și frumoase în ciulama. Nu ne trebuie să le fierbem și să devină maronii. Ia uite ce frumos rămân aici. Verzi. Minunat. Recunosc că îmi plouă în gură, dar asta este. Rezolvăm problema. Deocamdată mă bucur să fiu alături de prietenul meu, Mircea Groza. Bun găsit, Mircea! Salut, Radu! Nu văd nicio reacție. A greșit ceva, Dan, la rețeta asta? Mie mi-a atras atenția ceva defecțiuni la instalația electrică din cabana aia. Sper să fi primit între timp specialiști și să aibă avizul electrică. Restul a procedat foarte corect. Ce mi-a plăcut că a folosit gălbiorii. La noi la Hida le spune gălbiorilor ciuciuleți. Ciuciuleți. Așa că Dan mi-a făcut o bucurie cu ciuciuleții și cu tocănița lui, care întotdeauna iese foarte bine. Așa este. Mircea, mă bucur că spuneam că suntem împreună, dar în același timp te-am provocat la această întâlnire sub o temă, blogger culinar în pandemie. Ce faci tu de câte luni? De 5 luni, de 4 luni, de când suntem în situația asta? Ba mai mult, într-o anumită perioadă aveai și restricții în a ieși până la piață sau, mă rog, oriunde ai fi dorit să ieși. Acum condițiile sunt altele, dar care este starea ta și ce ai făcut în această perioadă? Păi, eu ce să spun? Încă sunt optimist că treburile vor decurge normal. Am avut timp să scriu, am avut timp să pun ordine în cercetările mele și în filmări, în imaginile unor rețete mai vechi. Pregătesc cărțile despre care vorbim de atâta timp și acum se pare că ne blocăm și din alte motive mai mult financiare. În fine, dar am urmărit foarte mult ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în țară și în străinătate și am rămas surprins de felul în care românii s-au adaptat și au reușit, cel puțin în perioada cea mai grea a pandemiei, să treacă cu bine peste toate. Vorbesc de marea majoritate și cei care au respectat regulile, dar m-a bucurat enorm faptul să văd că în România toată lumea știe să facă pâine. Cred că a fost concluzia mea în perioada aceasta deosebit de plăcută. Toată lumea și-a făcut provizii, poate uneori prea mari, de făină și drojdie, și internetul a fost plin de rețete, da, care mai de care mai frumoase și mai reușite. Pâine cu maia, pâine, da, normală, pâine dospită, pâine nefrământată. Un lucru extraordinar. Deci când îi bai, românul se adaptează. Faptul că atâta lume știe să facă pâine așa de bună e un lucru îmbucurător. S-au adaptat și în privința gătărilor, a bucătăriei, pentru că fiind mare parte dintre cetățeni în imposibilitatea de a se plimba în voie, bazându-se doar pe
acele provizii care și le-au făcut și care periodic se mai împrospătau, au revenit la forma de a găti din perioada mai tristă, dar totuși cu multă inventivitate. Am observat că revin rețetele tradiționale cu mare plăcere și cu mare bucurie. Sigur, având obligația să-ți faci tu de mâncare, automat te pune un pic pe gânduri și găsești soluțiile cele mai potrivite. Acum, e o glumă, chiar văd că postați o rețetă, ultima rețetă care am postat-o eu, e vorba de o zama ciorângului. Zeama ciorângului, care e o zeamă de stână, zeamă a păcurarului a ciorângului, făcută cu carne, cu pastramă de oaie sau de capră. Mă bucur că și voi urmăriți. Păi, cum crezi că nu te urmărim? Ba chiar ai fost foarte activ în perioada de până acum. Sper să rămână așa lucrurile. Da, revenind, vreau să spun că oamenii și-au dus aminte cu plăcere de cum gătea bunica, cum gătea mama, cum gătea mătușa. Și comunicarea a fost mult mai consistentă decât până atunci și se făceau schimburi de rețete. Acum, trecând și spunând și o glumă, se zice că de aia tot întârzie guvernul să deschidă restaurantele, că încă mai sunt multe provizii în casele oamenilor. Și până se termină proviziile, nu e nevoie de restaurante. E o glumă amară, până la urmă, așa pentru că e o dramă ce se întâmplă în industria de servicii, în industria hotelieră, în industria restaurantelor. Nu se poate să nu găsim soluții, nu se poate să lăsăm pe drumuri atâția oameni care în timpul scurs cu aceste restricții au încercat să se descurce. Mulți dintre prietenii noștri care au restaurante și care trebuie să dea de lucru unor destul de mulți oameni. Așa este. Au găsit soluții și în timpul pandemiei, s-au descurcat destul de greu, au făcut livrare de cele mai multe ori fără să perceapă transport. Nu știu dacă pot să adune ceva, cred că încă ei trăiesc din economii, dar să vezi zi de zi încercările lor de a sensibiliza pe cei care ar trebui să ia măsuri, de a cere un sprijin cum merită fiecare om de afaceri din țara asta să fie sprijinit, mai ales că s-au inițiat niște proiecte care ar trebui să continue. Nu știu, nimeni nu spune că a beneficiat de ceva. Poate am eu informațiile greșite, dar ceva nu e în regulă, pentru că se pare că ne întoarcem iară cu pași repede spre un nou val al pandemiei și în perioada asta, când totuși a fost relaxare, n-am simțit că se face ceva concret pentru cei care ar trebui să contribuie la bugetul României până la urmă. Că nu știu fără noi dacă se poate, fără noi care producem. La un moment dat chiar am auzit din partea guvernului niște comentarii cum că nu e importantă industria hotelieră, nu e important turismul, neapărat în situații de criză e foarte important. Și cel puțin pentru psihicul populației și este foarte important. Sigur că facem și noi greșeli destule și în special populația din marile orașe sau mai să zic acum din stațiuni și în special de pe litoral. Poate și faptul că cei care ne conduc au cam dat rateuri, îi descurajează pe oameni. Sunt domenii care au fost ajutate financiar, într-adevăr, sunt domenii care nu au fost, zic eu, încă ajutate financiar, dar oricum de toate este nevoie. Nu poți să zici că un domeniu este mai puțin folositor decât celălalt. N-ai voie să spui treaba asta. Sigur că da. Sigur, la asta mă refer. Mircea, mai avem vreo 3-4 minute, îmi spune Radu Pușcaș, producătorul emisiunii. Așa că spune-mi, te rog, care au fost, să zic, plăcerile tale în această perioadă? Bănuiesc că ciupercile de pădure, că știu că și tu ești amator în a le găti, la fel ca și mine. Da, e o perioadă care e foarte, foarte bună
pentru cei care iubesc ciupercile. Ne-am speriat la un moment dat, prin iunie, când au fost frigul și ploile alea prea multe, poate, că nu o să mai apară hribii, hiribele, cum spunem noi, ciuciuleții și alte. Ciuciuleți parcă sunt mai puțini. Dar, uite, și iubitorii de ciuperci comunică foarte mult cu mine și deja folosesc în cantități mari. Mai mult își fac și conserve, fac zacuști, gătesc, fac combinații de care uitaseră. Sunt perioade ale anului care trebuiesc valorificate la momentul respectiv. Așa este acum această perioadă a ciupercilor, care, din fericire, e chiar cu producție mare. Știu că și tu ești pasionat de ciuperci și mai avem atâția prieteni comuni care exact fac treaba asta. Eu am încercat aproape zilnic să dau câte o rețetă. Am văzut. Au fost preluate cu mare bucurie și cu multe comentarii, cu întrebări suplimentare. I-am ajutat pe toți. Cum ai zis și tu, în perioada asta am postat mult mai mult ca de obicei și se pare că a prins bine tuturor celor care au înțeles că trebuie să facem noi ce avem nevoie și să nu prea așteptăm neapărat ajutoare, dar încet, încet s-ar putea să ne revenim și să ne împrămășim mai liniștit. Ne revenim și ne și întâlnim. Mircea, spuneam de multe ori că genul ăsta de emisiuni, să văd invitatul într-un ecran, nu prea mă prinde pe mine, dar rămânem la înțelegerea că ne vedem. Îți mulțumesc foarte mult pentru... Vă doresc sănătate multă vouă și telespectatorilor și grijă mare și pentru voi și pentru cei din jurul vostru, pentru că e important să nu mai așteptăm reguli și legi, să ne le facem noi, încât să beneficiem toți de ele. Cred că ăsta este îndemnul meu de acum și care trebuie să rămână valabil o perioadă de timp. Să ne vedem cu bine, Mircea. Mulțumesc sănătate încă o dată. Multă. Stimați telespectatori, mergem mai departe spre piața imobiliară prin intermediul unui material realizat de colegii mei de la știri. Programele de ucenicii organizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt stagii de formare a salariatului pentru și sub autoritatea unui angajator. Autoritățile spun că aceste programe vin ca răspuns la criza de personal calificat de pe piața muncii din România. La nivelul județului Cluj dezvoltăm programe de ucenicie pe aproape toate domeniile de activitate pentru care există cerere de forță de muncă și aș dori să exemplific domeniul sanitar, unde sunt programe de ucenicie destinate infirmierelor, îngrijitorilor copiilor și bătrânilor la domiciliu. Cu mențiunea că programele de ucenicie sunt toate pentru toate meserile, programe de calificare. Derulăm cursuri de programe de ucenicie pe zona construcțiilor, în zona serviciilor, atât în zona serviciilor alimentare, cât și în zona de horeca. Programele de ucenicie pot fi urmate de oricine, indiferent de nivelul de studii și de experiența anterioară. Nu suntem neapărat elitiști pentru programele de ucenicie, pentru că ne adresăm și persoanelor care sunt fără studii, fără învățământul obligatoriu sau învățământul primar, și putem derula programe de ucenicie pentru nivel 1. Și aici mă refer la zona muncilor care până acum au fost necalificate, îngrijitori spații verzi, în zona de ecologizare. Angajatorii spun că aceste soluții sunt un ajutor real atât pentru firmele în căutare de personal specializat, cât și pentru cei care își doresc să le devină angajați. La o fabrică de mobilă din orașul Dej, ucenicii se pregătesc să devină lucrători întâmplărie, majoritatea rămânând în firmă după încheierea stagiului. Evident, ucenicul este remunerat ca și orice salariat, are aceleași drepturi. Singura diferență între un contract individual de muncă și un contract de ucenicie constă în această formare profesională. Da? Faptul că îi se asigură gratuit formarea profesională, iar la sfârșitul contractului de ucenicie, care este încheiat pe o durată determinată, fie de un an, fie de doi, în funcție de nivelul calificării, urmează să susțină un examen și în baza examenului respectiv să dobândească acea calificare. Specialiștii spun că cererea pentru programele de ucenicie este foarte mare, iar perioada de pandemie i-a obligat practic pe cei care și-au pierdut locurile de muncă să se recalifice. În sprijinul lor vin și târgurile de meserii, care s-au mutat acum în mediul online. Noi
În fiecare an avem un număr de peste 700 de participanți, elevi și studenți cu profil tehnic aflați în an terminal, dar și alte persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Am fi dorit ca și în acest an, în toamnă, să-l organizăm pe același format, însă, dat fiind contextul pandemiei, credem că va trebui să reconfigurăm acest proiect. Târgul de meserii este o oportunitate pentru ei, cum este și târgul de cariere, care deja s-a transferat în mediul online și ne contactează pe e-mail, ne contactează și ne solicită informații despre lansarea ediției din acest an. Deocamdată, Clubul Francofon nu poate să anunțe o dată certă. Da, spuneam, vom vorbi despre piața imobiliară, un domeniu vedetă a Clujului în anii care au trecut, nu neapărat în această perioadă. Multă lume se întreabă ce se întâmplă cu apartamentele sau casele vândute, cumpărate, cu chiriile. Ei, încercăm să le aflăm pe toate. Sper să și reușesc în cele aproximativ 10 minute pe care le avem la dispoziție, împreună cu domnul Petru Cornea, expert imobiliar. Bună ziua! Bună ziua, mă bucur să fiu cu voi. La fel și eu o să vă rog să ne spuneți de la început ce se întâmplă cu piața imobiliară în pandemie. Deocamdată lucrurile par să fie bune. A, uite, de ceea ce mi-e teamă e de ceea ce urmează. Adică ce vreau să spun e că toată pandemia care a venit peste întreaga lume și peste România a creat anumite lucruri naturale. Oamenii s-au oprit întru totul, dar teama mea e că ceea ce urmează va fi mai rău. În prezent încă se fac vânzări, încă sunt persoane care caută. Mă gândesc că sunt cele care au antecontracte. Nu știu, îmi dau și eu. Exact asta vreau să spun. Care sunt motivele care fac ca Clujul să fie încă în forță? Pe de o parte, sunt foarte multe antecontracte din anul trecut, de la începutul anului, primele două luni, care s-au semnat și care, datorită blocajului care a fost în perioada, în starea de urgență, n-au putut să fie finalizate. Notarii n-au lucrat la capacitatea lor, așa că foarte multe s-au amânat și acum se fac tranzacții. Sigur, sunt tranzacții vechi, nu sunt tranzacții noi. Pe de altă parte, cei care caută în perioada aceasta sunt persoane care, într-o oarecare măsură, s-au panicat de ceea ce poate urma vis-a-vis de economie, vis-a-vis de inflație, da, de anumite derapaje care pot să apară, de anumite devalorizări. Și atunci consideră că e mult mai înțelept și mai bine să deții o proprietate imobiliară decât să rămâi cu banii în bancă. Corect. Deci cei doi factori fac ca în prezent, în momentul acesta, în luna iulie, încă să fie cât de cât tranzacții în piață. Dar ceea ce urmează nu cred că va fi foarte pozitiv. Da, am văzut că se construiește. Chiar ieri am fost într-un magazin specializat și am fost surprins să văd cozi la casele de demarcat. Lumea lucrează totuși în construcții. Da, e normal. Sunt proiecte începute, sunt proiecte care trebuie finalizate. Ultima oară când am fost la dumneavoastră spuneam că în prezent cei care construiesc sunt sau au fost mult mai atenți. Nu au construit cu foarte mulți bani împrumutați, ci au avut grijă să își folosească propriile resurse și să dezvolte business-ul. Și atunci pot să finalizeze ceea ce au început în anii trecuți. Da. Întrebarea e dacă există proiecte noi care vor începe, pentru că deja sunt foarte mulți constructori care s-au oprit sau cel puțin au pus în pauză anumite proiecte pe care le aveau în derulare. Multe familii au primit parcă un impuls cu perioada din urmă în a se muta la țară, să spun așa, la o casă undeva într-un sat, un peisaj idilic, dar o locuință permanentă. Se simte lucrul acesta pe piață sau încă nu? Da. În perioada
stării de urgență și imediat după, majoritatea tranzacțiilor pe care colegii mei le-au avut au fost exact pe o astfel de nișă, terenuri în jurul Clujului sau case vechi în jurul Clujului. Sigur că pandemia a motivat foarte mult, pe foarte mult să ia decizia aceasta, dar vă rog să rețineți că satele din jurul Clujului, comunele din jurul Clujului sunt la un alt nivel în prezent față de cum au fost în urmă cu ani de zile. Avem sate, comune unde au toate utilitățile, gaz, curent, apă, canalizare și chiar nu mai este nicio problemă să fii la 15-20 de minute de Cluj. Așa este. Este o soluție, într-adevăr, și, cum spuneați, nu se știe ce va urma. Nimeni nu poate spune e bine sau e rău. Evident. Iar evident, în ceea ce privește chiriile, spuneam la începutul emisiunii că e o perioadă în care, de obicei, studenții, mă rog, și alți angajați, veneau la Cluj tocmai pentru a-și contracta viitoarea locuință. Se mai întâmplă lucrul acesta pentru că, din cercul meu de cunoștințe, din ce mai aflu, multă lume lucrează de acasă, mă refer la angajați, iar învățământul, chiar zilele trecute vorbeam în această emisiune, încă nu se știe forma lui din septembrie la început, sau mă rog, în cazul studenților din octombrie. Va fi online? Va fi în sala de curs? Încă nimeni nu știe. Da, nu. De obicei, cei care doreau să găsească, să închirieze un apartament, începeau chiar din luna mai. Oho. Suntem în luna iulie și foarte, foarte puțină cerere e pe acest domeniu al închirierilor. Deși la multe dintre apartamente prețurile au scăzut semnificativ. Procente de până la 25% chiar prețurilor a mers la unele apartamente în jos. Și cu toate acestea, nu sunt cereri din partea studenților. Și e natural, pentru că închirierea unui apartament implică plata unei garanții, implică plata chiriei, poate pentru prima lună, și nu riști să arunci niște bani dacă nu știi că sigur vei avea nevoie de acea proprietate. Deci nu. Nu, am foarte înțeles. Puțin. Foarte am înțeles. Puțin. Și mai ales că este și această situație în care să vii până la Cluj să vezi un apartament e greu. Dacă s-ar putea face online lucrul acesta, ar fi cu totul și cu totul altfel. Da, încet, încet noi ne desprindem de partea de intermediere și oferim servicii agențiilor imobiliare. În sensul acesta am creat o astfel de platformă care permite deja vizionarea proprietăților de la distanță printr-un tur virtual. Și ceea ce vrem în următoarea perioadă să facem tot mai mult e să ajutăm agențiile să folosească o astfel de tehnologie, să învețe să folosească fotografierea cu un aparat 360 și apoi să editeze acele fotografii pentru tur virtual. Deci tot mai mult va fi posibilă vizionarea de la distanță și cumva ne pregătim și pentru poate o perioadă din nou de stare de urgență care ar putea să urmeze. Eu deja am bătut în lemn să nu se întâmple ceea ce spuneți. Credeți-mă că și eu mi-aș dori și când noi am pornit pe drumul acesta, am pornit din dorința de a economisi timp. Nu exact ne gândeam la pandemie sau la starea de urgență prin care am trecut. Da, dar vedeți, această pandemie ne-a obligat pe toți să trecem tot și tot mai mult în online, domenii în care nici nu ne gândeam vreodată că se va ajunge să le vizionăm sau să le executăm pe un display, pe un gadget. Acum se întâmplă. Riscați un pronostic legat de piața imobiliară în scădere sau în urcare pentru perioada următoare? Ultima oară când am fost la dumneavoastră vorbeam de o corecție de prețuri. Și eu speram să vină cât mai repede, nu-mi doream pandemia, dar acum cred tot mai tare într-o corecție de prețuri ce o să urmeze în următoarele luni. Aș merge poate înspre un 15-20%.
Și chiar cred că ar fi bine să se întâmple o astfel de scădere, pentru că nu ne va afecta dacă în rău. Prea erau în ridicate, într-adevăr, multe dintre prețuri sau dintre chirii, da, categoric. Da, da. Când prețurile vor scădea, se va ridica, se va strâni apetitul cumpărătorului. Exact. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat și vă doresc o după-amiază plăcută. Stimați telespectatori, atât pentru astăzi, atât pentru această săptămână. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine!